Conform tradiției, în perioada 11-12 decembrie 2018 au avut loc activități diverse dedicate zilelor Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. În cadrul manifestării a avut loc ceremonia de înmânare a plachetelor maestri și discipoli, o sesiune științifică a școlii doctorale și diverse workshop-uri. În aceste momente, în special la începutul lui decembrie, sărbătorim succesele și ne gândim și la insuccesele noastre. În aceste zile au fost câteva manifestări care ne-au atras atenția, ne-am dorit să le vedem organizate și unele dintre ele sunt premiere pentru universitatea noastră. A început cu o sesiune de comunicări a celora pentru care facem toate aceste lucruri, în special pentru studenți, și care au demonstrat multă seriozitate, au demonstrat că mulți dintre ei merită mai mult decât oferim noi cadrele didactice, într-un mediu de educație medicală ușor confuz în perioada actuală din punct de vedere legislativ și executiv. Studenții s-au prezentat foarte bine și a fost o adevărată bucurie pentru mine să-i ascult prezentându-și propriile cercetări. Am organizat ieri dimineață pentru profesorii noștri, pentru că cei care nu își cunosc istoria nu înțeleg prezentul și nu merită viitorul. Și în aceste condiții, pentru foștii noștri profesori, am organizat o întâlnire intitulată Maestri și discipoli, pe care ați avut ocazia să o vedeți. Și care a fost, pe lângă faptul că a fost emoționantă, a mai avut un caracter. Sincer, încă putem învăța foarte mult din modestia și atitudinile dascălilor noștri, poate gândindu-ne la felul în care noi facem educație și tratăm bolnavii la ora actuală. Sigur că ieri seara a fost un concert de excepție și aici, bineînțeles, cu două componente. O componentă a copiilor, care au proclamat deja Crăciunul și ne-au făcut un concert foarte drăguț de colinde. Este corul de juniori ai liceul Școlii Filaret Barbu din Lugoș. Participanții la zilele Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara au asistat la un program muzical artistic coordonat de mezzo-soprana Aura Zvarovska. Din momentele inedite ale ediției din acest an a zilelor Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a fost vernisajul expoziției permanente a celebrului caricaturist Ștefan Popa Popas. Domnul rector s-a gândit foarte bine să pună un spațiu la dispoziție, pentru că eu zic că aceste lucruri completează activitatea studenților de aici, chiar dacă nu este în același profil. Lucrările sunt toate premiate la mari concursuri internaționale, sunt lucrări premiate acum 40 de ani, 30 de ani, 40 de ani, pe când debutam în peisajul arte vizuale satirice mondiale și mă bucur că ele sunt expuse și vizitate de către studenți. Pentru că asta este cel mai important lucru, ca studenții să le privească și pentru faptul că ele sunt foarte multe dintre ele sunt filozofice și te face să gândești, poate că îi inspiră și la sala respectivă ca pe calculator sau, mă rog, ce rol va avea această sală. Participanții la zilele Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara au asistat și la lansarea catalogului editurii Victor Babeș. Apoi manifestată de a avea o editură, în primul rând, pentru a satisface nevoile didactice ale universității noastre. Sigur că universitatea și editura a crescut în timp ca număr de studenți, au apărut studenții de peste hotare foarte mult, de aceea ne-am adresat în primul rând
cadrelor didactice pentru a avea fondul de carte necesar studiului, atât în limba română, cât în engleză și în franceză. Fără dorința de a concura marile edituri naționale și internaționale, a publicat prin efortul profesorului Poenaru, al profesorului Motocar, din păcate nu-i aici, a doamnelor Mihai și Luzan, aproape că nici nu le-am văzut în universitate și totuși într-un an au fost publicate. Nu știu, multe, cărțile sunt 40, sunt multe, sunt puține. Cel mai important este că sunt cărți de calitate. Pentru că, pe de altă parte, se adresează unui anumit segment de public, chiar și cele de veletristică. Dacă stăm să ne gândim doar la cele din colecția Hipocrate, care sunt niște povești extrem de frumoase. Povești despre universitate, despre oamenii universității, despre istoria universității, așa cum sperăm să apară și în continuare. Fără să neapărat să laud, dar nu știu câta oară, este meritul profesorului Poenaru, căruia eu îi mulțumesc în numele conducerii universității pentru efortul pe care l-a făcut pentru a organiza și a menține tonusul acestei edituri. Mulțumesc și domnului profesor Mihalaș că a inițiat-o pe vremuri, în vremuri de grea cumpănă, că ne amintim cu toții de istoria acestei edituri de acum 10 ani și sunt convins că în continuare acest colectiv va face tot ce poate pentru ca despre această editură să se vorbească în anii care urmează în alți teme. Felicitări tuturor celor care lucrați acolo și mulțumiri din partea beneficiarilor. Universitatea va sprijini întotdeauna, moral și material, o astfel de instituție, pentru că este o instituție această editură. Felicitări tuturor! Toate acestea au fost făcute pentru a aștepta în liniște și cu cumpănire sărbătorile de iarnă, noul an. Eu le urez sărbători fericite și telespectatorilor dumneavoastră și ai noștri. Le urez Crăciun fericit și un an nou fericit în care să se bucure de toate lucrurile frumoase care ni se întâmplă în fiecare zi.